Bun găsit! În live-ul de azi, de la Mireasa, aproape jumătate de oră s-a vorbit despre cearta de aseară dintre Valentin și Gabriela, pentru că aseară, după ce au plecat de la Capricci, cei doi au avut o discuție mai intensă, s-au certat și Valentin i-a reproșat iarăși Gabrielei că aceasta a spus în emisiunea Capriciile Iubirii că regretă faptul că a mers cu el la hotel. Dacă știa de dinainte ce va urma, ar fi donat acest premiu. Valentin i-a spus Gabrielei că este a doua oară când spune acest lucru, deși înainte de Capricci spunea că regretă că l-a spus și că a fost doar la nervi, că de fapt sentimentele dintre ei contează și nu ceea ce a spus mama lui. Iar acum, în emisiunea Capriciile Iubirii, din nou a repetat acest lucru, cum că regretă că a mers cu el la hotel. Gabriela i-a spus lui Valentin că mai bine pun punct, că el o să fie fericit cu cine își dorește mama lui și așa mai departe. Mai târziu însă, cei doi au revenit la sentimente mai bune și și-au spus din nou că se iubesc și că le pare rău pentru cele discutate și s-au împăcat, evident. Înainte de închiderea ușilor, s-au sărutat și totul era ok între ei. După ce s-au închis ușile, Gabriela a mers la doamna Florii pe terasă și i-a cerut o îmbrățișare. Cele două s-au îmbrățișat, iar doamna Florii spunea că nu vrea ca ei să se despartă, a spus doar ce simte, dar nu vrea ca ei să se despartă și că vor face oricum ceea ce ei își doresc. Nu am simțit sinceritate din partea niciuneia în situația aceasta. Când s-au îmbrățișat, sincer, cred că ele își doresc doar să dea bine în fața lui Valentin. În continuare, eu cred că doamna Flori are aceleași nemulțumiri la adresa Gabrielei. Iar ceva mai târziu, aseară, doamna Flori spunea că poate acesta a fost un test cumva pentru ei să vadă dacă trec sau nu mai departe, dacă într-adevăr există sentimente. Adică cum un test? Un test din partea doamnei Flori? Că nu am înțeles exact. Chiar și în emisiune doamna Simona a întrebat-o că acesta a fost un test, iar doamna Flori a răspuns că nu se simte prea bine și nu prea avea chef de răspuns la întrebările doamnei Simona. Deci, ce părere aveți despre acest așa zis test? Eu cred că doamna Flori a venit cu acest plan încă de afară.